Aproximativ 100 de credincioși au mers astăzi la slujba oficiată de înalt preasfinția sa Teodosie la Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei din Constanța. Poliția și jandarmii au verificat și au rugat să respecte toate măsurile menite să-i protejeze. Nici arhiepiscopul Tomisului n-a scăpat de fără instructaj. Atenție, vorbim doar despre ziua în care începea în mod normal pelerinajul, interzis în prezent prin lege, și despre un serviciu religios obișnuit. Mâine, de sărbătoarea Sfântului Andrei, au voie să participe la hram doar localnicii din Ion Corvin. Aveți un mesaj pentru credincioși în preasfinția voastră? Să vină cu inimă bună, să-și mângâie sufletul și sper că toate organele de ordine ne vor ajuta să fim în pace și în armonie. V-ați adus și dumneavoastră declarație? Polițiștii și jandarmii au verificat toate mașinile care s-au îndreptat încă din zori spre Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei. Oamenilor li s-au cerut actele, li s-a spus că trebuie să poarte mască la slujbă și să păstreze distanța. Am rugămintea că pe durata șederii la mănăstire să respectați pe cât posibil măsurile de protecție anticovid, da? În caz contrar, știți că riscați o sancțiune contravențională. Mergem, aprindem o lumânare și ne întoarcem. Păstrăm regulile de distanțare. Slujba a fost oficiată în curtea mănăstirii, marcată corespunzător. Astăzi am venit în recunoaștere, mâine va veni popor mult. În fața Sfântului Andrei, părintele nostru al tuturor, trebuie să se plece toți, și cârmuitorii, și poliția, și jandarmii. Toți care vin să vină cu mască, vom sta la distanță. Nu port masca la slujire, este și hotărâre să nu purtăm mască. Racla în care se află moaștele Sfântului Andrei împreună cu alte câteva rămășițe sfinte au fost scoase din lăcaș. Un slujitor al bisericii le dezinfectează după ce credincioșii se închină în față. Văd că se respecte distanța socială și, până la urmă, dreptul fiecare român să vie să participe la această slujbă. Cu toate că nu sunt din zona, dar o să vii și mâine. Totuși, astăzi a fost vorba doar despre o slujbă. Mâine, în schimb, în ziua în care în mod tradițional avea loc pelerinajul, peste 130 de polițiști și jandarmi vor fi în zonă ca să se asigure că legea este respectată. Doar cei cu domiciliul în localitatea Ion Corvin, acolo unde se află mănăstirea, pot merge să se închine. Arhiepiscopul Tomisului a căutat sprijin în instanță, unde a atacat decizia autorităților pe mai multe căi, dar nu a avut câștig de cauză. Înalt preasfințitul Teodosie le-a cerut tuturor preoților din eparhie să se adune la Sfântul Andrei în zi de sărbătoare. Ba chiar a invitat autoritățile locale și de la centru să facă același lucru. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.